felul în care lucrează diplomații s-a schimbat enorm în ultimii ani, de când tehnologia și instrumentele de comunicare s-au diversificat. Astăzi, Twitter, Facebook, Instagram sunt platforme esențiale și pentru diplomați. Mesajele se transmit mai repede, umorul poate fi adăugat în ecuație, dezbaterea se poartă mai direct și totul pare mai prietenos. Există prea multă expunere? Se poate face diplomație de pe scenă? Sunt doar două dintre întrebările la care a răspuns David Saranga, ambasadorul Israel. Poate cel mai cunoscut ambasador din România își termină misiunea în țara noastră. Sunt Cristina Cileacu. Începe Pașaport Diplomatic. Domnule ambasador David Saranga, ultimul interviu la Pașaport Diplomatic în calitate de ambasador al Israelului în România, deci bine ați revenit. Bine v-am regăsit. Este o plăcere. Am intrat în arhiva emisiunii înainte de această filmare să văd câte interviuri am făcut împreună și am văzut că, de fapt, acesta este doar al cincilea interviu în aproape 4 ani. Doar al cincilea? Eu am crezut că m-am mutat în Digi. V-ați mutat la Digi, dar la programele de știri mai mult decât la Pașaport Diplomatic. Ce voiam să întreb este, pentru că ați avut mai multe prezențe live decât cele înregistrate, noi de altfel de regulă vorbim și în engleză, pentru că vorbim despre politică, emisiunile pe urmă trebuie traduse și aranjate pentru difuzare. Cât de mult ajută, cât de mult v-a ajutat limba română în misiunea din România? Cred că dacă vorbim despre succes care am avut, și eu nu vreau să zic că am avut succes, dar dacă alții spun așa, cred că limba are mai mult de 50%. În acest succes, fiindcă nu cred că aș fi putut să dau 5 interviuri la Pașaport Diplomatic fără să știu limba română sau să apar la alte posturi de televiziune. E mai ales că nu cred că o persoană poate să aibă această relație personală cu politicieni, cu oamenii de cultură, cu oamenii de rând, cu ziariști, fără să știe limba română. Și din acest motiv, cred că am avut noroc, că am învățat acum 25 de ani, înainte să vin ca vice-ambasador atunci, limba română. Sunteți ambasadorul probabil cel mai cunoscut din România, pentru că pe lângă expunerea mediatică, aveți și foarte multă expunere pe rețelele de socializare. Am auzit, și trebuie să vă spun asta, că și păreri de genul este prea mult. Există prea multă expunere pe rețelele sociale? Depinde pe cine întrebați. Dacă întrebați pe mine, eu nu cred că e prea mult. Fiindcă până la sfârșit, o persoană care e pe Facebook sau pe Twitter sau pe Instagram, nu întotdeauna primește posturi de la domnul ambasador. Văd acolo mai multe postări. E unul. Al doilea, noi sau funcția noastră este de a transmite un mesaj. În cazul meu, de a transmite mesajul Israelului. Și trebuie să găsim orice calea, orice drum pentru a transmite acest mesaj. Dacă am reușit cu rețelele sociale să ajungem la mai multe oameni, și mai bine. Și cred că faptul că guvernul israelian și Ministerul de Externe din Israel face sau pune o importanță așa de mare pe rețelele sociale, asta este faptul care arată cât de important este pentru noi. Deci asta este o cultură a Ministerului de Externe israelian să folosească foarte mult rețelele sociale ca să transmită mesaje. Asta este, în primul rând, asta este cultura, dar nu numai asta. Depinde și de persoană, fiindcă sunt mulți, încă sunt mulți, mai ales ambasadori sau oamenii mai în vârstă în minister, care nu prea îl place, nu prea știu cum să îl facă. Depinde, dar atunci când vorbim, de exemplu, despre generația nouă, orice diplomat care intră în Ministerul de Externe trebuie, este obligatoriu să aibă cel puțin 2 sau 3 conturi pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram, pe YouTube, pentru a folosi acest mijloc de comunicație.
Spuneți că transmiteți mesajul Israelului, dar ați călătorit foarte mult prin România și, practic, în călătoriile dumneavoastră ați promovat foarte mult România. Personal știu cât e de frumoasă România, știu ce oameni extraordinari trăiesc aici, dar de ce ați decis dumneavoastră, ambasadorul Israelului, să promovați România pe rețelele de socializare despre care vorbim? Pentru că aveți un număr uriaș de poze. Trebuie să înțelegem. Când un ambasador sau un diplomat este pe rețeala socială, el transmite un mesaj despre ce el face. De exemplu, eu cred că această transparență este importantă. Lumea vrea să știe, nu numai lumea în România, lumea în România, lumea în Israel, lumea vrea să știe ce face ambasador. Și din acest motiv, eu împărtășesc ce fac în viața mea pe rețelele sociale. Dacă vorbim despre subiecte politice, dacă vorbim despre subiecte culturale, dacă vorbim despre călătoriile care eu fac în România sau dacă călătoriile care fac în Israel. Asta fac eu. Știu că prin această muncă promovez și România. Și mai bine, vreau lumea să știe despre țara unde eu sunt sau în țara în care lucrez. Asta este ceva, un plus care vine. Dar obiectivul principal este această transparență, să știe lumea ce fac, unu, și al doilea, în engleză spunem sharing is caring. Vreau să zic, atunci când share-uiesc, când împărtășești, înseamnă că îți pasă. Exact. Dar este aceasta o metodă? Pentru că, bineînțeles, promovând atât de intens România și aveți foarte multe fotografii alături de oamenii obișnuiți din toată țara, nu contează, nu sunt doar fotografii cu oficiali, cu autorități. Vă pozați cu oricine vă iese în cale și cu oricine dorește să facă o fotografie cu dumneavoastră. Este acesta un mod foarte bun să atrageți simpatia asupra dumneavoastră, da? Pentru că înseamnă că sunteți un ambasador popular. Pe de altă parte, este și o metodă de a, să spunem, distrage atenția de la mesajele mai puțin prietenoase dinspre Israel, dinspre politicile israeliene? Eu cred că faptul că am apărut de 5 ori la emisiunea dumneavoastră, asta arată că nu am o problemă cu întrebările mai grele. Din potrivă, vreau că lumea să mă întreabă o întrebare grea, așa că pot să răspund. Dar o să vă zic un secret. Majoritatea din lumea, mai ales aici în România, nu e interesată în ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Asta este. Asta sunt faptele. Lumea vrea să știe despre Israel. Locurile sfinte, viața de zi cu zi, cultura și așa mai departe. Din acest motiv, în momentul când eu împărtășesc cultura israeliană, în momentul când eu împărtășesc alte lucruri care sunt relaționate cu Israel, lumea vede asta și e mai interesant pentru ei. Unu. Al doilea, eu, atunci când e vorba de rețelele sociale, eu sunt eu. Fac ce eu cred sau ce fac eu. Asta sunt eu. Și din acest motiv, dacă lumea spune că sunt simpatic, sunt alți care o să spună că nu sunt simpatic. Asta sunt eu. Dar e adevărat, atunci când călătoresc în țară și îmi place să mă întâlnesc cu oamenii din rând. Îmi place să găsesc sau să văd cum lumea trăiește, fiindcă România nu este doar București, România nu este doar Cluj, România este o țară în care aveți diferite moduri de trai. Și din acest motiv îmi place să călătoresc și să împărtășesc pe rețelele sociale. Din fotografiile și filmările pe care le-ați făcut cât ați lucrat în România, v-ați implicat foarte mult și în munca românilor. Adică v-am văzut culegând cartofi sau pescuind sau mergând cu, nu știu, lucrând cu olarii, tot felul de activități. În plus, ați spus poezie alături de corul Madrigal, ați cântat pe scena operei române, ați fost într-o piesă de teatru la festivalul de la Sibiu. Vă place mai mult scena decât diplomația sau sunt aceste două un pachet? De a fi ambasador înseamnă de a fi actor. Asta sunt fapte.
Da, îmi place scena, nu pot să zic că nu îmi place, dar încă o dată, scopul nostru este de a transmite un mesaj. Dacă eu sunt pe scenă alături de Maya Morgenstern, asta înseamnă că promovez și citim Hanoch Levin, asta înseamnă că promovez cultura israeliană. Nu trebuie să vă zic, în România fiecare seară sunt 10 de activitate, 10 de evenimente culturale. De ce lumea o să vină la un eveniment israelian? Dacă găsim acest mod pentru a face ceva care să fie mai interesant și mai bine, faptul că am fost în Delta și am reușit să mă întâlnesc cu pescari a fost foarte interesant pentru mine. Da, știu că asta a ajutat și pe România sau a ajutat să promovez și România, dar unul nu contrazice pe celălalt. Așa că, până la sfârșit, știu că a fi diplomat înseamnă de a fi actor și îmi place scena. Felul acesta de a gândi, spuneați că e nevoie de abordări noi, e tipic israelian, pentru că israelienii gândesc întotdeauna outside the box, în afara cutiei, ca să traducem așa, barbarism. Dar cum s-ar aplica asta pe termen mai lung în diplomație? Pentru că acum trăim într-o lume care chiar are nevoie de mai multă creativitate. Ce aveți de gând să faceți în continuare după ce terminați misiunea practic din România? Aveți dreptate. Diplomație s-a schimbat. Dacă în trecut era această diplomație tipică, unde lumea s-a întâlnit într-o cameră închisă, astăzi este ceva diferit. Astăzi vorbim despre diplomația publică. Astăzi vrem să ajungem cu orice mesaj, nu numai la lideri sau la politicieni. Vrem să ajungem cu acest mesaj la o cantitate mare de persoane. Și din acest motiv, aici avem nevoie de creativitatea. Și e adevărat, asta este unul dintre lucrurile care Israel e știut, creativitatea noastră, și atunci când vorbim despre creativitatea din Israel, este creativitatea în orice domeniu, și din acest motiv trebuie să folosim această creativitate. Eu cred că lângă creativitatea trebuie să folosim și tehnologie care există astăzi. Dacă vorbim despre inteligența artificială, dacă vorbim despre noi metode care încă sunt noi, dar trebuie să îl folosim și pentru diplomație. Și cred că asta este revoluția care va fi în viitor apropiat. Și asta este unul dintre subiecte cu care mă voi ocupa și în viitor. Când mergeți acasă în Israel. Da. Unul dintre românii care a fost foarte interesat de spiritul israelian și care a scris foarte mult, vorbesc despre Emil Cioran în caietele lui, o să dau un citat pentru că vreau să vă pun o întrebare. Spunea Cioran, românii în contact cu noi, totul a devenit frivol. Până și evreii noștri. I-am sterilizat, i-am făcut să-și piardă geniul, mai ales geniul religios. Nu avem rabini miraculoși, nu avem hasidism. Scepticismul visceral al neamului nostru le-a fost fatal. Șederea printre noi le-a fost mai nefastă decât o asimilare. I-am făcut aproape la fel de superficiali ca noi. Vorbim din nou despre români și evreii din România. Încă puțin și i-am fi asimilat de tot. Chiar și așa, în continuare cu această asimilare cu ghilimele despre care vorbea Cioran, în România v-ați confruntat cât ați stat aici și cu acte de antisemitism. Ce credeți că le generează în continuare? Important este nu cu ce m-am confruntat. Nu dumneavoastră, comunitatea. Important este cum a reacționat guvernul roman și cum a reacționat societatea romană. Și modul cum a reacționat statul roman, modul cum a reacționat societatea romană, este un exemplu
pentru multe țări în zona, în această zonă în Europa. Ce România a făcut este ceva care poate să fie un exemplu pentru alții. Fiindcă această postură care guvernul roman a luat împotriva antisemitismului și pentru a combate orice fel de antisemitism este ceva care nu văd în alte țări în lume, în zonă, hai să spunem așa într-un mod diplomatic. Despre citatea care ați citit înainte, eu zic că ADN-ul nostru, ADN-ul israelian, are ceva de ADN-ul vostru, ADN-ul roman. Unul dintre lucrurile care pot să zic despre comunitatea romană în Israel este că are lipsa de PR. Mulți în Israel știu despre imigranți care au venit din Rusia, mulți știu despre imigranți care au venit din Polonia și așa mai departe, Ucraina și așa mai departe. Despre imigrarea care a venit din România, nu mulți știu. Și fiind aici ambasador în România, întotdeauna citesc despre persoane care au contribuit pentru a clădi statul Israel. Și sunt așa de mulți romani, dar mulți dintre ei nu sunt cunoscuți, fiindcă n-au avut timp pentru a face PR. Ei au făcut munca, n-au avut timp pentru PR. Așa că dacă astăzi statul Israel este un stat puternic și prosper, cred că este și din acest motiv că avem ADN-ul roman în ADN-ul nostru. Trebuie deci când vă întoarceți acasă să vă ocupați și de acest PR, poate cu toate rețelele de socializare reușiți să ajutați comunitatea română de acolo să fie mai cunoscută. Știți, uneori când călătoresc aici în țară, în orice oraș care ajung, merg să văd comunitatea evreiască, dacă a rămas comunitatea, și dacă n-a rămas comunitatea evreiască, merg să văd sinagoga. Și întotdeauna când postez despre sinagogi, despre comunitatea care a rămas, despre evrei care au plecat de acolo, întotdeauna lumea îmi scrie, și eu sunt de origine română, și tatăl meu s-a născut în Mediaș, de exemplu, am fost în Mediaș acum câteva zile. Așa că orice postare aduce mai multe români afară din dulap, așa pot să zic. Se termină misiunea diplomatică pe care ați avut-o în România și ați făcut foarte multe, dar trebuie să vă întreb ce nu ați apucat să faceți și v-ați propus atunci când ați venit aici. Cred că orice am vrut să fac, am făcut. Este o întrebare grea. Pot să vă zic că când am venit aici am avut 4 obiective. Și cred că am împlinit, bineînțeles, întotdeauna am putut să fac mai mult, dar cred că am împlinit pe aceste 4. Și vorbesc despre a menține relația diplomatică și politică bună între Israel și România. Președintele Iohannis a vizitat în Israel, președintele Israelului a vizitat în România, fostul primul ministru vostru a vizitat în Israel, ministrul de externe a vizitat de 2 ori Israel, așa că ministrul nostru de externe, Lapid, a vizitat România acum câteva luni, așa că și în această perioadă de pandemie, relația noastră bilaterală a rămas bună, chiar foarte bună. Asta era primul obiectiv. Al doilea obiectiv era relațiile economice între Israel și România și aici cred că am făcut mult. Am putut să facem mai mult, dar din cauza pandemiei n-am putut să facem mai mult, dar și atunci când vedem cifrele, vedem că comerțul bilateral a crescut cam cu 20% în ultimul an și cred că este un obiectiv important, relațiile economice între Israel și România. Al treilea a fost să comunicăm cu generația nouă, fiindcă mulți romani, mulți cetățeni romani care au avut în trecut vecini care erau evrei sau care au studiat cu un evreu în școală, el știe despre Israel, el știe despre comunitatea evreiască și așa mai departe. Mulți dintre tineri nu știu despre Israel și
cred că mulți dintre multe evenimentele care noi am făcut, evenimente culturale, evenimente și atunci când noi ne-am implicat în temele sociale, ca Magic Camp sau Touch Romania sau Necuvinte, toată activitatea refugiați în Ucraina, cred că activitatea aceasta care noi am făcut s-a reflectat și mulți tineri au văzut și această activitate și au învățat ceva despre valorile noastre ca statul Israel. Și al patrulea obiectiv era de a păstra memoria Holocaustului, fiindcă știți, lumea care mai trăiește, supraviețuitor care mai trăiesc, sunt fiecare zi mai puțin. Și cred că este obligația noastră, datoria noastră, să păstrăm această memoria al Holocaustului și este datoria noastră nu numai față de ei, este și datoria noastră față de generația următoare să știe despre ce s-a întâmplat. Așa că cred că în orice noi am făcut, am făcut în categoriile respective. Domnule ambasador, succes în viitoarea misiune și toda rabba pentru interviu. Mulțumesc! Atât pentru astăzi, dar rămânem în continuare online pe pagina de Facebook a emisiunii și pe contul nostru de Twitter. Revenim cu subiecte noi din lumea diplomației și a politicii externe vinerea viitoare de la 11:30 și reluare sâmbătă după miezul nopții. La revedere!